Bun venit sau revenit pe canalul meu! Azi, după cum vedeți și din titlu, avem așa un video în care ne plimbăm puțin. Vrem să mergem până la IKEA, până pe la Selgros. Ar trebui să facem și ceva cumpărături și mai povestim. E așa un video cu povestit și plimbat mai mult de data aceasta. Așa, de asemenea, o să mă vedeți îmbrăcată la fel ca în clipul trecut, pentru că da, la mine e duminică, însă m-am uitat și am ceva material filmat deja pentru daily vlog-ul de weekend și nu vreau să-l fac nici foarte lung și cumva o să împart așa în două activitățile de astăzi, o parte pentru daily vlog-ul de weekend și o parte pentru videoul de azi. Și am ajuns la IKEA. Nu căutăm nimic anume, ne uităm și eu poate găsesc o cutie de depozitare. Trebuie una să mut lucrurile bebiților, că deja am strâns multe jucării, haine pentru fiecare, accesorii și aș vrea să le mut. Și ne-am oprit acum să bem o cafea, ne-am luat cappuccino și câte două prăjiturele. Eu mi-am luat ceva cu migdale și caramel și Florin și-a luat cu marțipan și smeură. Și eu stau cu ochelari de soare, cheia că bate soarele. Da, dar nu știu dacă l-ați auzit sau nu, dar a zis că stau cu ochelari pentru că bate soarele aici pe geam. Am plecat de la IKEA, acum mergem la un Lidl să facem niște cumpărături și după aia mergem acasă. Am văzut așa câteva chestii interesante. Pe mine mă interesa să mă uit și de scaune, pentru că dacă lucrurile vor merge conform planurilor mele, o să am nevoie de două scaune. Și am văzut unul fain de birou, dar am găsit doar unul care să-mi placă și mi-ar mai trebui încă unul, dar nu am văzut exact ceva să-mi placă. Da, erau chestii drăguțe. Am și făcut mici cumpărături, chiar mici, dar vi le arăt acasă. Ați văzut, ne-am oprit, am mâncat și un desert, am băut și o cafea cu, de fapt, cappuccino ne-am luat, pentru zic cafea cu lapte, dar ne-am luat câte un cappuccino și ne-am întâlnit și cu un prieten, numai bine mai povestit și cu el. Așa că acum mergem, facem cumpărături, ce să luăm și la bebiți mâncare neapărat, că nu am să le dau diseară, că azi dimineața le-am pus ultima porție și după aia ajungem acasă și vă arăt ce am luat de la IKEA. Haideți că am ajuns acasă. Și am dat geaca jos de pe mine, dar mi-am luat pluvărașul ăsta, ce l-am luat eu atunci din piață, pentru că e frig, chiar e prăcoare, adică la cât de cald a fost ieri și frumos, azi cumva e total opusul. Și fiind așa frig și ba mai plouă, ba mai așa, nu știu, mi se pare că și în casă e frig, cu toate că temperatura e setată la fel de câteva luni de zile, dar nu știu, am eu impresia că e mult mai rece. Și am aici lângă mine plăsuța cu cumpărăturile de la IKEA. E o plăsuță de JISC, dar na. V-am zis că eu refolosesc plasele de cumpărături. Am zis eu la început că vreau să mă uit de ceva cutii de depozitare, pentru că am destul de multe hăinuțe ale bebiților și am și jucării. Și nu-mi place colțul ăla din bucătărie cum se vede de nicio culoare, pentru că ajung tot timpul să fie chestii acolo aruncate așa una peste alta. Însă nu am găsit 100% ce mi-aș fi dorit.
Am văzut un fel de răftuleț cu sertărașe, ceva practic ce ar fi mers, dar era puțin cam lat și mi-a fost frică că nu încape, așa că cel mai bine o să iau eu dimensiunile, să măsor acolo cât spațiu am între canapea și restul pieselor de mobilier, între băncuțe și de depozitare și canapea, și atunci data viitoare când mă duc sau pot să intru la ei pe site sau aplicație să mă uit, să văd exact dimensiunile răftulețului acela și cât spațiu am eu. Pentru că părea puțin mai lat decât consider eu vizual că ar intra acolo și am zis totuși hai să nu-l iau, cu toate că era la un preț decent, era 140 de lei, 140 ceva până în 150 de lei, deci prețul era foarte ok pentru el, că m-am uitat și la cutiile acelea clasice de depozitare și era cam 49 de lei sau 40, 39,99 sau 49,99 în funcție de model și dimensiune. Și dacă stai să te gândești că ori iei trei cutii din acelea, ori iei un răftuleț care n-ai și cu sistem din acelea cu pșine și toate chestiile, cumva tot la banii ăia ajungi. Dar nu l-am luat pentru că am zis că mai bine mă uit eu de model și dacă eu mă duc și îl iau după, decât să-l iau, să-l asamblez, să văd că nu-i bun și să mă chinui după aia să fac returi și să... Na, toată procedura. Așa că am luat încă câteva mărunțișuri, ați văzut că ne-am oprit la o mică pauză. Mâncam noi câte o prăjit și am mâncat ceva cu arahide, migdale și caramel și a fost foarte bună prăjiturica, chiar foarte bună. Și dacă tot am vorbit de cafea și deserturi, să încep și cu produsele comestibile pe care le-am luat. Și anume aceste cinnamon rolls-uri, toate că ei zic că sunt cinnamon buns frozen ready to bake. Deci sunt ca niște cinnamon rolls-uri din acelea clasice, gata de copt. Și abia aștept să le fac și să le încercăm. Mie îmi plac foarte mult cinnamon rolls-uri. Am încercat să fac o dată acasă, n-a ieșit prea wow. Bine, nici n-am respectat o rețetă clasică, văzusem eu ceva, variantă mai easy de făcut și au ieșit foarte tari. Deci, na. Dar acestea par numai bune de băga la cuptor și să vedem cum iasă. Și tot în ideea de cinnamon rolls, am luat acestea de la G-Flair. Sunt tot un fel de cinnamon rolls cu brown sugar, care sunt gata făcute și nasca niște prăjiturile mici. Și oricum, voiam să luăm ceva dulce astăzi de la Lidl și am zis că atunci le cumpăr pe asta și na. Însă avem și dulciuri pentru zilele acestea în casă. Am luat și niște mânuși din acestea de cauciuc ca să am pentru când spăl vasele. Aveam unele și s-au făcut urâte și le-am văzut pe acestea și am zis că na, numai bine le iau de aici. Aveau și mărimea S. Și să știți că încă n-am găsit la Lidl înapoi mânușile alea colorate pe care le luam eu. Adică au mărimea L, dar mi-e foarte mare L-ul. Îmi trebuie un S sau M. M-ul mai funcționează, dar L-ul sigur mi-ar fi mult prea mare. Așa că, na, până atunci am luat astea, așa, cauciucate, măcar când spăl vasele să mai îmi protejez mâinile. Am luat și un fel de sită, să-i spunem, suport. Acum e prins aici cu niște șoricei din aceștia și eu nu am aici cu ce să-l tai, dar e genul acela de suport pe care îl pui pe marginile ghiuvetei, îl tragi așa în funcție de ce dimensiune ai nevoie și poți să, nu știu, pui, de exemplu, burățel în el sau dacă vrei să speli câteva fructe și să le lași aici la scurs sau, nu știu, ce mai vrei tu să scurgi sau să speli în ghiuvetă și să lași așa la scurs. Noi l-am luat ca să lăsăm accesoriile ce le avem pentru spălat, burețeii, periuțe, așa mai departe, că avem acum un suport pus pe marginea ghiuvetei și Florin tot îl dărâmă când are treabă la ghiuvetă și a zis să luăm o altă variantă, dar dacă cumva nu o să ne placă pentru asta, o să îl folosim când spălăm fructe, să le lăsăm aici să se scurgă.
Și ultimul produs de la IKEA sunt aceste punguțe care au așa fermoar din acela cu care poți să le sigilezi în partea de sus. Sunt super practice, sunt și multe pentru că ai 50 de punguțe în set și ai așa pe două dimensiuni. Ai de 2,5 litri și de 1,2 litri. Și astea pentru mine sunt foarte practice și să pun chestii în ele, dar și dacă vreau să congelez produse, nu știu, de exemplu, dacă cumpăr prea multe fructe sau carne sau așa mai departe, porționez, pun în astea și le bag la congelator și e ok pentru mine, funcționează foarte bine astea. Asta e tot ce am luat de la IKEA, v-am zis că nu sunt multe. Când o să fac cinnamon rolls-ul, pentru că nu știu dacă îl fac în seara asta, dacă nu o să fac mâine sau poimâine, când îl fac o să vă filmez și o să vă arăt și vouă rezultatul final și o să vă zic dacă merită achiziția lor sau nu. A trecut aproape o săptămână de când nu am mai filmat și nu am mai vorbit cu voi și știu că v-am zis că o să revin cu un update, cu un feedback pe la jumătatea cursului de manicură, însă nu s-a întâmplat acest lucru. Îmi propusesem vineri, vineri a fost zi de pauză de la curs și îmi propusesem să filmez vineri, să vă zic așa pe la jumătatea cursului fiind, cum mi se pare, cum, nu știu, cum au decurs lucrurile. Însă vineri am fost foarte obosită, foarte obosită și pe lângă faptul că am fost foarte obosită, am avut și foarte multe alte chestii de făcut, care țineau și de job, care țineau cumva și de viața personală și nu am avut timpul și nici energia necesară. Am mai avut eu o tentativă să filmez duminică. Duminică în drum spre curs m-a dus Florin și am avut așa o mică tentativă să filmez, să vorbesc cu voi și noi am început să vă povestesc ce și cum, na, dar era zgomot de fundal. Florin strănuta, apoi a sunat telefonul. Am nevoie de exercițiu, asta e toată chestia, să-mi formez așa mâna. În altă ordine de idei, ok, am avut și un model care a fugit. Sănătate. Am avut un model în a treia zi. Când a trebuit să lucrăm și pe șablon și cu tipsuri reutilizabile, care a fugit. Gândiți-vă că a venit. Da. Și cumva tot făceam pauze și apoi reluam și făceam pauze și apoi reluam. Și m-am enervat. Și am zis, like, what the fuck? Și el a zis, dar nu mai bine filmezi tu într-o zi de acasă și filmezi tu liniștită când dai tu timpul tău. Și am zis, na, lasă că așa o să fac. Așa că ne auzim azi, azi fiind marți. Azi a fost ultima zi de curs, eu am fost de dimineață la academie, iar acum am ajuns și eu acasă. Azi nu am mai lucrat pe model, azi a fost așa o parte teoretică a cursului, ne-am luat diplomele, ne-am pupat, ne-am îmbrățișat și cam asta a fost toată treaba. Și pe o parte să știți că mă bucur mult mai mult că nu am avut timpul și energia necesară să vorbim vineri, pentru că acum la sfârșit văd lucrurile mult mai diferit decât le vedeam atunci și cumva într-o notă mai pozitivă. Vineri mă simțeam obosită, mă simțeam foarte copleșită pentru că erau foarte multe informații noi. Și nu erau doar informații la modul teoretic, ci erau și la modul tehnic, la modul practic informații noi. Informații care, cum să vă zic, adică auzeai una și tu trebuia să o faci cu mânuțele tale și să iasă. Și pentru mine a fost copleșitor și obositor în ideea în care n-am experiență în domeniul ăsta, n-am prea lucrat, adică că mi-am mai făcut eu unghiile. Până la urmă nu cred că pot să pun neapărat la experiență. Și atunci mi-a fost foarte greu la început, dar cumva în același timp, după cele trei zile, informațiile s-au așezat așa una peste alta, nu știu, ca o fundație. Și când am mers sâmbătă, prima dată am avut un examen sâmbătă, am avut un examen scris
Iar apoi am avut parte practică cu model. De fapt, examen, parte de teorie și parte cu modelul. Cumva a fost, nu aș zice cea mai complexă zi, dar a fost o zi așa full pentru mine și cumva, nu știu, m-am dus cu mentalitatea că ți-ai dorit să faci asta, de-aia te-ai înscris la cursul ăsta și cumva că e de datoria mea să dau tot ce am mai bun și că de-aia mi-am luat liber o săptămână și ceva pentru că mi-am luat concediu de la job, pentru că altfel n-aș fi putut să eu într-o parte 10 ore pe zi și la job. Și am zis, ai folosit aceste resurse, timp, bani, zile de concediu, ca să înveți ceva. Și că de datoria mea să mă duc să dau tot ce am mai bun și ce am învățat până acum și să văd dacă păi, mă descurc sau nu. Pentru că după primele 3 zile, vă zic sincer că eram la modul, eu nu cred că o să pot să fac chestia asta. La modul, nu cred că o să pot să fac chestia asta nici măcar să-mi fac eu mie manicura de acum încolo. Adică la modul ăla era. Însă, sâmbătă, nu știu ce s-a întâmplat sau așezat planetele, I don't know, exact. Dar am avut cu totul alt vibe, altă energie. Mi s-a părut că lucrurile se leagă, că știu ce am de făcut. Și asta cumva și cu stilul de predare al Aurei s-a îmbinat, pentru că ea la început stă mai mult lângă tine, iar cu trecerea zilelor ea stă tot mai mult din sala de curs și, de exemplu, dacă e o tehnică pe care tu ai învățat-o sau ai făcut-o cu o zi înainte, la tehnica respectivă te lasă singur în următoarea zi ca să vezi și tu ce știi, ce nu știi, unde te împotmolești, dacă te descurci și cumva să te pregătească pentru momentul în care tu vei fi singur și vei lucra. Și în prima parte am rămas destul de mult timp singură în sală și mi-am focusat atunci așa toată energia și tot ce am învățat și toată încrederea și am zis trebuie să pot să fac lucrul ăsta. Și lucrurile chiar s-au întâmplat și nu știu, am făcut, n-am mai terminat printre ultimii lucrarea, am terminat printre primii lucrarea. Am fost și mulțumită de rezultat și de feedback-ul primit, așa că am plecat și cu altă încredere acasă, duminica a fost la fel, lucrurile s-au legat frumos, luni la fel și azi, de azi zic că pot să vin să vorbesc așa într-o notă pozitivă, pentru că vineri nu aș fi putut să fac lucrul ăsta 100%. Nu e ceva ușor, dar în același timp nu cred că e ceva imposibil. Și mi-am dat seama că trebuie să am răbdare cu mine, să am încredere în mine, să mă dedic și să exersez. Pentru că, evident, vine în vorbă și ca subiect și exersatul. Pentru că, na, e o diferență după ce folosești anumite materiale, anumite instrumente de câteva ori și când le faci pentru prima dată. Acum, drumul e abia la început și voi mai avea multe de făcut, de exersat, de învățat, de făcut un spațiu al meu unde să pot să desfășor această activitate. Na, vă dați seama, foarte multe chestii care intră în viața mea și în vizorul meu de acum încolo, dar, cum a zis și Aura, important este să batem cât mai departe, să vedem lucrurile cât mai departe și nu doar ce fac mâine, poi mâine. Și cam acesta e și planul meu. Dacă sunteți din Timișoara sau, nu știu, aveți posibilitatea la voi în oraș să faceți un curs cu Aura, eu vă recomand din tot sufletul. E un om fain, e un om mișto, e un om de la care poți să înveți multe lucruri. Deci, de a zic că nu mi se pare că e o persoană limitată și că te duci la curs și îți zice, na, așa pui gelul și aia e tot. Adică e o persoană cu care poți să vorbești multe, care empatizează cu tine, care îți înțelege stările și de multe ori le preconizează, dar în același timp știe și cum să se comporte cu tine încât să depășești momentele.
Așa că să dăm startul unui nou capitol în viața mea. Și na, o să vă iau și pe voi cât se poate așa de-a lungul drumului cu mine. Aici o să încheiem și videoul nostru, care e așa un video combinat cu Ikea și un mini haul și discuția de astăzi. Iar noi ne vedem data viitoare. Bye!